Angajații Ministerului Tineretului și Sportului au ajuns la capătul răbdării. Salariile foarte mici au scos în stradă pe cei care se ocupă de destinul sportului românesc. Aceștia au anunțat că pe 8 august vor declanșa greva generală. Primele acțiuni ale Sindicatului din Sport și Tineret nu au sensibilizat conducerea ministerului, astfel că angajații continuă seria protestelor. Salariile foarte mici, aflate pe treapta cea mai de jos din sistemul bugetar, i-au obligat pe reprezentanții celor 3.500 de angajați să declanșeze a doua grevă de avertisment și să organizeze un meeting de protest în fața Ministerului Tineretului și Sportului. Acțiunea a fost urmată de un marș până la guvern, unde sindicaliștii și-au depus revendicările. Salariile foarte mici au dus și la multe plecări din sistem. Conducătorii federațiilor nu mai reușesc să-i păstreze la loturi pe antrenori sau pe kinetoterapeuți, iar sportivii de performanță au de suferit. Sindicatul Național Sport și Tineret a protestat ieri în fața Ministerului Tineretului și Sportului, nemulțumit de cei 1.300 de lei net pe lună pe care îi primesc cei mai mulți dintre membri, indiferent de funcție sau vechime. Meetingul a făcut parte dintr-o serie de proteste prin care speră să convingă Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Muncii să modifice, printre altele, sistemul salarizării.